Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presiei, bună ziua și bine ați venit la acest briefing. Hotărârea curții pronunțată astăzi are la bază o sesizare formulată de avocatul poporului. Sesizarea vizează interdicția stabilirii transferului pensiei peste hotare pentru militarii, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri și pentru familiile acestora care au plecat în străinătate să domicilieze permanent. Interdicția în discuție a fost instituită de articolul 60 din Legea Asigurării cu Pensii a Militarilor și a persoanelor din Corpul de Comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri. Curtea a analizat această cauză prin prisma articolului 46 din Constituție, care garantează dreptul de proprietate privată, coroborat cu articolul 47 din Constituție, care garantează dreptul la asigurare în cazul în care persoana atinge vârsta pensionării, și cu articolul 16 din Constituție, care interzice discriminarea în drepturi. Articolul de lege contestat face dependentă plata pensiei de locul de domiciliu al persoanelor. Această condiție poate conduce la situații în care persoanele care au muncit în Republica Moldova și și-au dobândit dreptul la pensie sunt private de acest drept, deoarece plata pensiei este sistată pe toată perioada domicilierii permanente a pensionarului peste hotarele țării. Persoanele în discuție și-ar putea primi din nou pensia dacă s-ar reîntoarce în Republica Moldova. Curtea a observat că această categorie de persoane se află într-o situație similară în mod relevant cu cea a pensionarilor care și-au domiciliul în Republica Moldova. Curtea nu a putut reține argumentul prezentat de Parlament în opinia sa, potrivit căruia ar exista o situație economică și financiară complicată care ar justifica restrângerea acestui drept pentru persoanele menționate. Pentru că, în cazul altor categorii de persoane care și-au domiciliu în străinătate, nu a fost sistată plata pensiei. Curtea a făcut trimitere la jurisprudența sa anterioară, în care a analizat existența unei interdicții generale de plată a pensiilor pentru persoanele cu domiciliul în străinătate și a declarat-o neconstituțională. Curtea a stabilit că tratamentul diferențiat instituit de articolul 60 din Legea Asigurării cu Pensii a Militarilor și a persoanelor din Corpul de Comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri contravine articolelor 46, 47, coroborate cu articolul 16 din Constituție. Prin urmare, Curtea a declarat neconstituțional acest articol. Vă mulțumesc pentru atenție!